ziua, dragă audiență, și bine ați revenit! Iată că am sărit așa un pic granița, suntem într-un teritoriu frățesc sau prietenesc, pentru că atunci când trecem granița, trecem podul prieteniei și practic suntem la Bulgari, foarte aproape de meleagurile noastre. Și am ajuns aici și ne întâmpină doamna Mariana, ghidul nostru de turism pentru astăzi. Bună! Bună ziua, bine ați venit! Bine v-am găsit! O să mă bucur dacă pot să vă povestesc câte ceva un pic mai interesant despre zona aceasta a Bulgariei, care într-o perioadă a fost și teritoriul românesc. Mă urmați? Da. Intrăm prin poarta centrală, da, a grădinei botanice. Presupun că deja ați observat, ați văzut, nu presupun, chiar sunt sigură, ați văzut intrarea în grădina botanică pe teritoriul castelului. Înainte că să intri, bineînțeles că peste tot trebuie să achiți bilet. Da. Aici este o mică diferență, exact, pentru toți turiștii. O să mă bucur dacă știe cât se poate mai mult. Intrarea este, se achită pe două locuri, două case. Acestea case, una din casele este pentru grădina botanică, parte din teritoriul castelului, care acum în prezent este partea stăpânită și întreținută de către studenții din grădina, din Universitatea Botanică din Sofia, iar cealaltă parte a teritoriului castelului, inclusiv și cealaltă grădine, sunt stăpânite și întreținute de către primăria orașului Balcic. Din cauza aceasta este necesar să fie achitate două bilete. Deci practic grădina este împărțită în două În două zone, egale, nu egale, dar în două zone. Okay. Dacă nu doriți, dacă deja ați fost în castel, doriți numai să vedeți ce s-a mai schimbat prin grădină botanică, puteți să luați numai pentru grădina botanică, dar numai pentru castel nu puteți să luați. Okay. Deci acum, pentru castel trebuie luat amândouă. Da. Bun. De-aia nu înțelegeam de ce am stat la două case de bilete. Asta acum este, am înțeles asta și este. Ne bucurăm că ne-ai explicat. Dar din păcate n-avem cum să facem la un loc. Adică nu au, până acum. Principala. Istoria castelului este foarte, foarte interesantă și, de fapt, castelul apare, pot să zic, cam târziu, aproape 11 ani după ce teritoriul al Bulgariei este luat, face parte, hai să mă exprim așa, începe să facă parte din teritoriul României. După 1914, după primul război mondial, în 1918 teritoriul Bulgariei se micșorează și teritoriul României se mărește în favoarea României. Granițele ajung până în mijlocul teritoriul parcului natural Nisipurile de Aur. Până acolo. Acest parc natural Nisipurile de Aur, care toată lumea face legătura numai cu complexul, numai cu stațiunea. De fapt, este un parc extraordinar și o să mă bucur dacă veniți încă o dată, special numai pentru parc, să vă povestesc noi asta, și să vă fac o plimbare. Noi asta și vrem să arătăm, că Bulgaria și Nisipurile de Aur nu înseamnă doar mare și plajă, da, și all inclusiv. Da. Înseamnă și parcuri, da, și muzee și peste sunt toate unde. Foarte multe locuri care pot fi vizitate și știți ce? Chiar dacă sunt la all inclusiv, oamenii pot să găsească o oră, două. Exact. Să vină până aici sau să vină să până unde o să... Și să vadă și să îmbogățească cunoștința cu, cum ați spus, cu țara învecinată. Exact. Niște prieteni.
plimbarea noastră continuă în următorul fel. Când vă cumpărați biletele, aveți o hartă. Noi trebuie să specificăm, scuză-mă, că noi am intrat pe alte intrare și acolo este foarte populat, acolo sunt cele două. Da, da? Așa este. Dar am ajuns aici unde pare că e mai puțină lume, dar mulți stau pe cealaltă intrare. Deci să nu credeți că e... Explic de ce. Te rog. Imediat. Deci, la fel cum și casele, așa și intrările sunt două. Prima care vă întâlnește, coborând din drum, acolo unde lăsați mașinile sau autocarele la parcare, da. Este din partea stângă, este prima intrare care vă introduce în grădina, în partea grădinei botanice. A doua intrare, dar de fapt care este prima, fiindcă este principală, este această intrare cu clădirea deasupra făcută special, creată, construită pentru soldații care să aibă grijă de teritoriul regal. Minele care le-ați văzut în fața acestei porți mari, de fapt, nu sunt pentru că România a avut o idee, intenție că e zona militară, pur și simplu să se știe că totul e gardă. Ok. Acum ne îndreptăm spre fântâna, fântâna de Arcint. În spatele fântânii este un panou italienesc. Așa. Pentru cei care merg în castele din România, cu siguranță acest panou le aduce aminte de ceva. De fapt, este una din colecțiile din, din castelul Peleș, de panouri de marmură italienești. Regina a decis că o să fie aici. Istoria castelului nu este legată de o dorință neapărată a reginei să aibă un loc unde să se întâlnească cu prieteni așa mai mai intim. Nu. Istoria castelului începe în 1924. Cum am spus mai devreme, 1918, teritoriul, acest teritoriu, această zonă deja este teritoriul României și una din persoanele care descoperă, prima din persoane care descoperă Balcicul ca un loc foarte exotic, un loc cu atragere specifică, orașul atunci un oraș foarte mic, sat chiar, amplasat pe coline, pe dealurile și cu o priveliște nemaipomenită, cu stâncile albe, aceasta este Alexandru Satmari. Alexandru Satmari, sunt puțini români care nu cunosc cine este. Un pictor foarte cunoscut. Un pictor care a făcut tot posibilul ca inteligența, ca pictorii români să descoperă acest rai, acest loc de rai. Venind aici Alexandru Satmari, împreună și cu alții, cum se zice în limba bulgară, este atras piciorul. Adică a tras piciorul și după el au venit și alții, așa avem exprimarea aceasta, okay. A tras piciorul și au venit foarte mulți pictori români. Chiar știți că luna trecută a fost expoziție mare de picturi create de pictori români, la care este zona Balcicului, okay. Numai Balcicul desenat. Foarte interesant. După Alexandru Satmari au început să vină sculptori, arhitecți, și a început o mare construire în orașul Balci. E dorit să atragem atenția la faptul că în perioada aceasta Balcicul, după eliberarea Bulgariei de turci, care de fapt teritoriul Balcicului și teritoriul Dobrogei a fost cucerit de către turci. Deci, după eliberare, după 1878, au mai rămas zone din Bulgaria care, care populația este din anumită minoritate. Indiferent că turcii, după 500 de ani, au plecat din Bulgaria, au rămas, noi le zicem, turcii noștri. Au rămas, au continuat să stea, e consideră că localnici. Sunt localnici. Da. Populația orașului Balcic era de turci
țigani și puțin bulgari. Statul român, ca să populeze, știți ce a făcut? Ce a făcut? A făcut un lucru foarte interesant. A dat posibilitatea oamenilor să-și cumpere pământ pe prețuri preferențiale. Și dacă vă uitați în cărțile mari, o să citiți acolo... Adică prețuri mici? Prețuri mici, preferențiale, okay. Prețuri mici. Și oamenii au început, acestea care sunt cum deschiși, să zicem așa. De ce să nu vină aici? Mm-hmm. Când au văzut pictorii ce au făcut. Și cum arată? De la gură la gură, de la gură la gură a venit la cunoștința tuturor că locul este extrem de exotic. Localnicii sunt foarte primitori și este o posibilitate de dezvoltare. De fapt, portul Balcic a dat o ieșire foarte bună pe Marea Neagră pentru România atunci. Prima venire a reginei este în 1915. Înainte ca să continuăm cu istoria venirei reginei Marie, vreau să vă atrag atenția, ne aflăm în Grădina Divina, cum este numită în limba română. Așa. În limba localnicilor, turcilor, de fapt astea au fost zona turcești, terene, loturi turcești, este Grădina lui Allah. Așa okay. Este considerată grădina aceasta. Pe tot parcursul promenadei noastre o să vedeți vase keramice, ele sunt aduse de către regina din Maroc. În spatele nostru, în fața noastră, nu așa, dacă trebuie să mă întorc, că să fie așa, este râul și cactușii. Deci aici avem zona de cactuș. Aici avem zona de cactuș, avem și sera cu care cactuș. Se vede acolo, da. Da? Aceasta este pe al doilea loc din Europa ca bogăție de specii de cactuș. Și acum o să avem posibilitatea să vizităm sera și în care sunt expuse, într-o expoziție permanentă, cactuși mai mult de 1300 de specii de cactus. A începutul acestei colecții a pus Regina Maria și în prezent această grădină de cactus, această colecție este considerată pe locul 2 din Europa. Ok. Nu numai că frumusețe, de mare. Și da, da, atât de mare este. Cactus Mickey Mouse, puteți să vedeți aici, tot feluri pentru... Sunt niște cactuși care nici nu seamănă la cactus. Da, așa este, ca niște pomi. Începând de bebelușii, ajungem la cactus cei mai mari. De imediat după seara este una din terasele acestui castel și vedem marea. Marea aceasta și locul acesta a luat inimii Mariei. A luat inimii Mariei în ambele sensuri. Aha. Deja ați văzut biserica Stella Maris unde a fost inima ei pusă acolo după dorința majestății sale, în biserica creată special pentru majestatea și, cum se spune, și în adevărat a fost și în... Și la propriu și la figurat? Da, da, și la propriu și la figurat. Mai am învățat încă ceva. Pentru iubitorii de flori, Grădina Universitară Botanică oferă posibilitatea să vă cumpărați și unele din specii.
la ieșire din castel, din teritoriul castelului, fiindcă știți că, indiferent că este împărțită în două, grădina botanică și zona ca teritoriul castelului, noi, ghizii și nu numai ghizii, toată lumea folosește denumirea castel, castelul reginei. Deci, la ieșire din castel, o să vedeți unde puteți să vă cumpărați, să îmbogățiți colecția dumneavoastră. Și ia uite priveliștea. E foarte interesant locul, e atrăgător, cum a fost pentru regina, acum este și pentru noi, oamenii din prezent. În partea de jos se vede plaja. De fapt, orașul Palcic are o plajă foarte mică și îngustă. Această plajă este creată în urma anii 50-60, dar dacă ne uităm mai atent în jos, o să vedem un acoperiș. Acest acoperiș este acoperișul Nimfeului, creat tot după ideea reginei Mariei. Dar cum adică acoperișul? Acoperișul Nimfeului. Acum o să ajungem în câteva minute jos. Ce înseamnă Nimfeul? Nimfeul este un loc, este denumire, este luată din Biblie, loc cu apa și cu coloane de la nimfe și trebuie fi văzut. Majoritatea din pozele care sunt cu regina Maria la Balcic sunt făcute diferite. Acolo. Da, are foarte multe și la Nimfeu. Continuăm aici cu vizitarea serei. Și după ce ieșim din sera, ne îndreptăm spre cea mai nouă parte a grădinei botanice, partea deschisă, partea care, cum să mă exprim, stăpânită de către studenții de la Universitatea Botanică din Sofia. Și acum am ajuns în zona grădinei botanice, care este în partea voastră stângă, este reprezentată prin plante medicale. Pe teritoriul Bulgariei sunt mai mult de 760 de plante care se folosesc pentru pentru sănătate, pentru facerea diferitor cure, deci se exploatează foarte bine. Am trecut pe lângă lilium. Grădina aceasta, partea grădinei botanice, în zona aceasta este zona cea mai nouă. Deja am spus că pe teritoriul regal sunt mai multe terase, dar aceasta e cea mai nouă, care e creată după 1950, anul 1956, și până în prezent, din 1942-43, pentru întreținerea grădinei se ocupă studenții, profesori și, bineînțeles, angajații la Universitatea Botanică din Sofia. Ne-ai spus mai devreme de toată povestea cu cele două bilete. V-am spus. Și de aceea aici se ocupă și cei dintr-o parte și cei din cealaltă. Exact. Da. E clar că oamenii care se ocupă de castel nu au posibilitatea și cunoștință bună că se poate să se ocupe și pentru aceste flori superbe care le vedeți acum.
Da, 130 de ani de grădini botanice universitare, nu numai aceasta, pe teritoriul Bulgariei, la câțiva kilometri de aici, este încă o grădină botanică, Ecopark Varna. De fapt, ea se află pe teritoriul lui stațiunea Sfântii Constantin și Elena. Noi continuăm plimbarea noastră în jos, una din multele fântâne. Asta este celălalt lucru care a atras Regina Maria. Mă întorc la asta ce am început adineaur să vă povestesc. Grădina Divină. Grădina Divină și cum de așa s-a întâmplat de a venit Regina Maria aici. V-am spus Alexandru Satmari, care de fapt a fost foarte apropiat de doamna. Cecilia Storc, un sculptor extraordinar, nemaipomenit arhitect din România, arhitect din România, la fel prietena reginei, precum și soțul ei, Frederic Storc, au început să construiască foarte multe vile aici pentru români. Au avut posibilitatea să povestească reginei că locul este nemaipomenit. Cum am spus, în 1915 regina a venit împreună cu Carol al II-lea și cu prințesa Ileana, cu, cred că se spune, Brigantina Mircea. Bricul Mircea. Înseamnă că a venit aici. Da, exact, a venit aici. Acum contemporan se spune, a venit să bea un ceai. Da. Și ea singură în memoriile ei scrie că asta nu a fost dragostea din prima vedere. Aha. I-a mai trebuit o vedere. I-a mai trebuit, okay, încă aproape 10 ani. Aha. I-a mai trebuit. Ok. E interesant că au fost și mulți pictori și intelectuali din România care nu au luat așa ideea imediat despre zona Balcicului și că trebuie să fie populată. Asta a fost unul din ei, a fost Dimitrie Gusti, știți? Da. Muzeul satului nu prea era cu inima la ideea aceasta, că Balcicul trebuie neapărat să fie așa mult afișat, populat. El era mai pentru tipicul român. La fel a fost și Nicolae Tonița. Nu prea i-a plăcut ideea aceasta. Bine că celorlalți le-a plăcut, da, că au rămas până acum picturile lor. Și venirea românilor în acest teritoriu a început să schimbe foarte multe lucruri. Spre bine. Bun. Spre bine. Asta este adevărat. N-avem ce... Să zicem, la a doua sosire, e adevărat 10 ani mai târziu, aproape 10 ani, 1920, al reginei, atunci deja a început acest simț și acest ales din partea ei. Descrie, majestatea sa descrie locul ca locul Creta, locul unde ea dânsa s-a născut. Și acest relief de terase atrăgător a considerat și și-a zis și a pus că trebuie să fie al meu. A avut sfaturi și ajutări, sau cum se spune, din partea deja oamenilor care au avut vile aici. Da. Da. Și putem să zicem și în drumări. De fapt, noi ne aflăm acum în fosta Mahala Turcească. Terenele din zona aceasta au fost proprietatea turcilor. Tocmai de aceea și grădina aceasta e grădina... De aceasta... Denumirea veche a lui... Aceasta, da. Pe această zonă, pe acest teritoriu regal sunt 46 de clădiri. E interesant că regina a putut să cumpere și zona care este fosta cazarmă. S-a putut păstra imaginea tipic zonei, imaginea
amprenta da? Zonei. Și nu numai asta, ci a ajutat să fie și mai cunoscută. Okay. Spre exemplu, mai sunt acele Moarele, clădiri? Poftiți? Mai sunt acele clădiri? Da, sunt toate, da, sunt 46 de clădiri. Și Morile, spre exemplu, Morile care sunt cumpărate de către de proprietari, care unul din ei așa un turc mai mai special, să mai exprim, okay, mai special, care nu prea vrea să vândă tot, sunt amenajate, chiar au fost locurile unde regina își primea musafiri. În partea mea dreaptă, deci da, în partea voastră dreaptă, este una din vilele create pentru unul din urmașii reginei, pentru al doilea fiu, familia regală. Aceasta este săgeată albastră. În săgeată albastră, ne tragem un pic, da, că vă dați seama că la vară și primăvară aici e da, plin cu turiști. Deci, săgeată albastră, acum găzduiește una din, cum se spune în română, winery house? De vin, nu? Da. Degustări de vin sau? Da, casă de vin. De fapt, săgeata albastră e... Cramă. Cramă. Da, mersi. Să mă iertați, dar mi se pierd din când în când cuvintele. Săgeata albastră ascunde câteva taine, da, secrete, da, câteva secrete din așa, viața regală. Unul pe care o să ni le spune. Da, care nu prea mai este. Din păcate, secretul acesta așa se interpretează diferit. Numai aici s-a întâmplat ceartă între prinț Nicolae și Carol al II-lea. Deci, vila aceasta, vila lui prinț Nicolae, unde s-a petrecut această ceartă între cei doi prinți, mm-hmm, prinț Nicolae și Carol al II-lea. Ceartă a ajuns cam așa mai serioasă, okay, fiindcă la un moment dat unul din ei doi a scos pistol și a tras. În cearta aceasta, între ei s-a băgat, știți cine? Mama, ca întotdeauna. Mama s-a băgat, nu a fost rănită grav, a fost numai așa, să zicem, marcată, dar a rămas o rană mai mare în inima reginei. Știți că nu e pentru niciun părinte doi copii să ajungă la acest scandal. Așa că vila aceasta este cunoscută mai mult cu această istorie decât faptul construirii ei. Este una din vilele la înaltul, cel mai așa, în zona de partea de sus, hai, dacă putem să împărțim așa zonele, să vă explic de fapt ce se întâmplă. Dăm loc un pic aici și pe urmă continuăm pe scările care sunt cam abrupte, să aveți, dragi spectatori, da, asta, ideea să fiți încălțați comod. Deci, când Regina Maria vede, plimbându-se seara, vede faleza, care atunci n-a fost în acest gen faleza cum este acum amenajată, și stâncile, și aduce aminte de Creta și își spune ei însuși, eu trebuie neapărat să am acest loc. Prin ajutantul ei și prin, bineînțeles, avocați, a putut încet cât încet să cumpere diferite locuri. 64 sunt loturile, dacă vă uitați în registrul regal, sunt scrise acolo, fiecare cât de mare, la ce bani a fost. Dar aveți în vedere că unele le-a cumpărat prin persoana, nu știu cum se spune cuvântul acesta, persoana care este pusă special, cum ar fi că nu-i pentru regina. Agentul imobil. Da, că altfel se ridică, altfel prețul sare. Era alt preț, da. Era cineva care zicea că e pentru el, domnule, persoană fizică, exact, nu știu ce. Da. De fapt, unul din loturi, două, o cam așa, îi făceau senzație ca de sport, știi, de competiție, neapărat trebuie să-l am. Unul din loturile era al unui turc, un bogat, dar destul de bogat, care deja-i vânduse o parte, și una din morile sale, și ea vroia să cumpere a doua moară, mai mare, a doua moară. Da.
acest turc se cam trăgea. Nu prea adică vroia să îi dea, nu prea vroia să îi dea, o cam răsucit. Dar el știa că e pentru De fapt, el deja vânduse odată. Okay. Și, dar, la urmă, mai am vândut. Și a rămas un lot pe mijloc. Acest lot pe mijloc, de fapt, a fost cumpărat cândva de la un bancar foarte, foarte cunoscut. Știi ce cu a fost proprietatea librăria Cărturești? Ai cui? Hrisoveli. Acolo, librăria Cărturești din București, în zona Lipscani, a fost banc. A lui Hrisoveli, familia. Care era căsătorit de o englezoaică care era din jurul reginei. El cumpărase pământ. Știți, bancherii sunt deștepți, poate cu tendința să câștige ceva. Păi, și regina scrie în amintirile ei, sper să ne înțelegem cu bancherul Hrisoveli și să nu l-a fi luat asta pentru specula. A făcut întâlnire cu... cu bancherul? Cu nevasta bancherului. Okay. Nevasta bancherului a făcut întâlnire în decembrie 1924. Cu soțul, cu bancherul. Cu bancherul și bancherul a făcut acest gest și a vândut reginei la același preț la care l-a cumpărat. Interesant. Da, drăguț. Asta e, foarte, da, zicem așa, politică, de bancher, super. Și așa s-a încheiat tot teritoriul, tot parcelul s-a ultimul încheiat. Loc. Ultimul loc. Și după ce s-a terminat acest ultimul loc, a început construirea. Dar înainte că se începe această construire, regina Maria avea deja în cap vis și gând ce să fac. Ați văzut terene. Pe locul acesta, arhitectul Denis a făcut nouă terase, din care șase sunt cu flori, cu grădini. A fost creată, cazarma a fost creată ca clădire, a fost amenajată, să zicem, toată această grădină și a început construirea casei, vilei. De fapt, se spune castel din cauza că este proprietate regală. Da. Într-adevăr, este o vilă mai mare, cu două cameri mai mari și cu alte piese mai mici. Vila nu era pentru adunarea prietenilor, vila era locul ei, pentru ea, cuibul ei. Și regina fiind foarte interesantă ca persoană, ea a decis să facă, să copileze tot ce este aici, deci zona bulgă, teritoriul bulgăresc, zona turcească, ceva român și mare. Pentru visul, împlinirea visului, de fapt, primul care se ocupă cu această împlinirea acestui vis este Alexandru Satmari, care face schițele după descrierea ei. Niciodată nu trebuie să uităm că regina Maria a fost un pictor foarte bun, foarte interesant și un designer foarte bun. Presupun că majoritatea din turiștii care vin aici deja au fost în pelișor și au văzut scaunele sau au fost la Cotroce. Dacă nu ați fost vreo frumos merge să vedeți ce frumusețe a făcut, ce lucruri frumoase a făcut regina. Și a ieșit această pictură. Pictura cu ciardac, asta e terasa bulgărească, partea de jos a casei de lemn, de pietre, care este tipică de aici, din zona turcească. Un element, minaret, la muschee, minaret, este prezent aici. Wow. Plimbarea pictura noastră... asta se găsește undeva? Mai există? Pictura? Într-un muzeu ceva? Picturile puteți să... e o carte chiar. Știți că în România, slava Domnului, cum îmi place să zic, aveți extrem de mult literatură legată de familia regală. În amândun. Chiar puteți să vedeți anumite zi de naștere câți bani au fost calculate. Wow. Cheltuite. Și puteți să vedeți foarte multe picturi create de regine. Am înțeles.
Data viitoare vă spun unde. Acum, okay. Coborăm, da. Și mergem la în zona unde este Nimfeum, în zona Cascadei și în zona Stella Maris. Ok. Am ajuns la nivelul mai jos, okay. Care este mai aproape de faleză. Ne aflăm în grădina Valul Albastru. Valul Albastru. Vreau să vă atrag atenția la un lucru care este foarte, foarte comod pentru toți turiști, indiferent dacă sunt bulgari, români, ruși sau vorbitori de limba engleză. Peste tot, în locurile mai importante, sunt puse acest gen de panouri pe care este scris și descris zona în care vă aflați. Când ați intrat în grădina botanică, aveți o hartă, vi s-a dat la castel, mă iertați, o hartă pe care sunt enumerate respectivele zone și așa, în acest fel aveți mai multă informație. Chiar dacă nu știți nimic, puteți să învățați un pic câte ceva, câte ceva. Aceasta este cascada. Ne îndreptăm spre Nimfeu, după ce mergem în Biserica Stella Maris. Să continuăm. Dacă vezi să se trăiește, bate așa. Dacă vezi să se trăiește, obduie zâmbește. Dacă vezi să se trăiește, bate așa. Tocmai am trecut de grădina Valul Albastru, da. Și am ajuns la unul din locurile preferate de către regina. Da. Unul din multele preferate. De fapt, toată grădina este făcută după gustul ei, dar acest nimfeu mă atragea foarte tare și regina chiar își sărbătorea zilele de naștere în jurul acestui nimfeu, Templul Apei, cum este cunoscut celălalt nume, și este legat ca idee, reprezintă istoria din Biblie, una din minunile făcute de către Iisus, este făcut exact în acest gen de arhitectură de nimfeu. Prietenul nostru, care cântă diferite melodii. Bună ziua! Bine ați venit! Asta e fora asta ca tot, e Grigoraș Deneco. Cerere special, da? Da! Mulțumim! Am trecut de Nimfeum, dar am uitat să spun un lucru foarte interesant. Așa. De fapt, administrația castelului și grădinii botanice permite, dă posibilitatea acestor perechi care vor să se căsătorească, să semneze, să facă cununie. Poate să închireze aici și în afară de asta poate să închireze și fosta cazarma care era amenajată de către Regina Maria ca un complex pentru loc unde să se odihnească copiii dânsei, majestății sale, acum este zona hotelieră. Ne îndreptăm spre Stella Maris, mergem pe aleea din nou, una din iubitele de către dânsa, aleea aceasta, aleea crinului sau aleea floarei Lilium. Lilium crinul este floare care face parte din blazonul reginei
Marie. Din păcate, perioada acum nu este pentru criber. Oleandrii sunt destul de frumoși, da, ca să ne dă totuși o imagine despre dorința reginei. Nu era neapărat florile să fie așa foarte clasice. Erau tot feluri de flori. Jules Janin, care era arhitectul grădinei, se consulta de fiecare dată ce flori, pe care flori, în ce colț al grădinei să fie puse. Deja știți că în aceste 6 terase din nou, deci loc de ajuns pentru tot felul de flori. În partea noastră dreaptă, aceasta este grădina Ghețimana cu trandafir. Data viitoare, neapărat trebuie să veniți când este perioada lalelelor. Grădinele lui Alar, lalelele și începutul înflorirea florilor dă o imagine și o impresie extraordinară. Ne îndreptăm spre Biserica Stella Maris, care este construită tot în, după dorința reginei, indiferent că este biserica ortodoxă, fiindcă știți, Regina Maria a fost catolică, chiar a dorit să fie în acest stil bizantin. Înăuntru în biserică, scopul, ideea reginei și de fapt asta ce s-a și împlinit era să-i rămână inima în Balcic. În 1938 regina moare, găsește moartea sa la un loc mai departe de aici, în castelul Peleș. În ora prezentă acesta cocec, cum se spune, cușciuc de aur cu inima reginei este în castelul Pelișor, dar în perioada 1938 până în 1940, când teritoriul Bulgariei este retrocedat al Bulgariei, inima se afla înăuntru în biserică, când intrați imediat în partea dreapta. O să vedeți locul. Plimbarea noastră continuă, trecând prin podul dorințelor. Okay. Îmi dai mâna? Da. Și închizi ochii. Ok, gata, deci, i-am închis. Prin podul dorințelor, așa. Dorințelor, dacă suntem mai mulți, ne prindem toți unul altul de mână, știi? Închidem ochii, da, și numai primul se uită în față. Ok. Ceilalți cu ochii închiși și au pus o dorință. Dacă deschizi ochii, timp ce treci pe pod, nu se întâmplă. Ah, ok. Dar nu spui care este dorința. Nu spun, că ea nu se întâmplă. După ce trecem podul dorințelor, în partea stângă puteți să vedeți, atunci deschideți ochii, okay, și o să vedeți una din clădirile care acum este restaurant. De fapt, pe timpul reginei este o clădire păstrată, amenajată și folosită ca loc unde se primeau musafirii reginei. Deci, gata, celălalt lucru, încă nu închide ochii. Eu am ochii închiși. Nu, încă, deschide-i, gata, încă nu închide. Deci, ca să vezi primele trepte, așa, măcar. Auzi zgomotul, da, acesta? Cascada. Este de o cascadă, cascadă de 12 metri. Foarte frumoasă. Uh-huh. Deci, tu o vezi pe urmă, operatorul nostru, poate, okay, să o vede acum. Okay. Deci, acum merg. Asta este locul care trebuie să ai încredere în celălalt. Când închid ochii, gata? Acum, gata, închis. I-am și mergi după mine. Merg. Da? Da. Așa, mai facem un pas. Ok. Și ascultăm numai apa. Ok. Și când îmi pun dorința, acum? Acum ți-o pui de dorința. Încă un pic. Încet, coborăm. Ok. Mai încă coborăm? Încă coborăm. Ok. Încă trei pași. Coborăm. Ok. Mai coborăm? Coborăm. Bun.
Și încă o dată coborăm. Și încă o dată mai făcăți. Stai puțin, gata. Deschis. Gata, deschid ochii? Da, deschis. Să știi că o să se îndeplinească. Sper să fie să mai vie în Bulgaria, nu? Dumnezeu. Da, aduc pe toată lumea să fie mai câtă dorință. Ne uităm, restaurantul care este în partea noastră a păstrat numele Coroana. A păstrat numele Coroana în amintirea reginei Maria. Cascada presupun că vizitatorii, vizionarii voștri au văzut-o deja. De aici continuă drumul spre clădirile de sus, care au făcut parte din moarea acestui turc despre care am vorbit mai devreme, acest turc care mai greu vindea, dar totuși a vândut. În câteva metri, în partea noastră, dreapta, o să vedeți, în afară de pisoiul ăsta mic, și una din roțile a morii. Omenajat aici un loc cu cafea, bere. În partea stânga vedeți altă ieșire numai, subliniez, nu este și intrare, e ieșire, care vă oferă posibilitatea, după ce ați vizitat și castelul spre care mergem acum, să ieșiți pe plajă și să ieșiți pe faleză. Cu multe restaurante, baruri, locuri de distracții, cel mai animat, cea mai animată zonă din orașul Balcic. Pe timpul reginei Marie, de fapt, nu era așa cunisit. Până aici, aproape, unde sunt pomile acestea, arborii acestea, era marea. Aha. S-a mai retras un pic. Da. Un pic mai mult. E, special, cu ajutorul uman, bineînțeles. Da, l-ai făcut natural. Da, am făcut. Da. Adevărul este că turiștii, când vin aici, în afară de asta să fie cu încălțăminte comodă, da, pentru acest gen de, de piatră, piatră, mm-hmm, și de străzi sau ulițe mici, trebuie să fie pregătiți și pentru o urcare și coborare care nu este prea ușoară, mm-hmm, pentru toți. Pentru oamenii mai în vârstă este posibilitatea să evite aceste scări pe care am coborât noi și să meargă să ajungă aici, jos, la castel, prin scările mai late. Dacă vă întoarceți cu camera, o să vedeți în partea voastră dreapta unul din preferatele tronuri al reginei. Din păcate, pomul mare, nucul care era aici, trebuia să fie tăiat. Adică aici, cel de aici, da, nu? Cel de aici, da. Și, bineînțeles, a crescut alt pom. Legendele sunt multe legate de viața reginei. Adevărul este unul, că sufletul ei, inima ea, inima ei și toată această iubire către lucrurile frumoase, către relieful frumos, ea le-a aplicat aici. Ne îndreptăm spre zona cu crucile. Ne aflăm sub vila, sub castelul reginei. Dacă la filmările voastre se vede din când în când
piscine din acest gen fără apa. Asta nu este standard, fiți siguri. E foarte cald acum și trebuie mai des curățat această partea piscine, de jos, da, stratul de jos. Și voi ați prins exact momentul în care femeile curăță. Curățau, da, da, da. Vreți să ne așezăm aici, bineînțeles, un pic la umbră? Sper că o să fie bun, bine pentru toți, nu e așa aglomerat. Aceasta este zona cu coloanele. Adică cea de aici. Da, cea de aici, zona cu coloanele și se află cu o umbră superbă și respectiv ne aflăm sub, la nivelul cota zero, cum se spune în general. Dacă ați putut să prindeți venind încoace, poate acum, dacă da, o să pun cadre. Vedeți, da? Etajele vilei, aceste etajele de jos sunt în tipicul, tipica arhitectură turcească de zona case de pietre, ciardacul sau balcon sau terasă. De fapt, el face parte din arhitectura caselor bulgărești, ciardacul. Din partea aceasta și din partea la etajul 3 și etajul 3. La etajul 1, sau dacă îi numerăm parterul 1, 2, dar o să fie, da, chiar o să fie mai bine așa, la etajul 1 e o sală mai mare. Nu știu, majoritatea din oamenii se imaginează că dacă este regina, neapărat trebuie să cheltuie mult și trebuie să stea în castele care, spre exemplu, este Peleș. De fapt, și regii și reginile au nevoie să fie câteodată singuri și să nu fie așa multă lume în jurul lor. Regina, ideea ei a fost tocmai aceasta, să își creeze o vilă mică, care, de fapt, are două încăperi mari. Una care este la etajul 1, am spus că acesta e unde au fost primiți, să zicem, prieteni, dar foarte apropiați prieteni, și la următorul etaj, care exact în același schemă, cum ar fi, în aceeași poziție, se află dormitorul reginei. Din păcate, după ce a fost părăsită zona, după ce a fost teritoriul retrocedat, nu au rămas și Casa Regală și a luat în 1940 mobilă. Iar mobilă care o să vedeți, da, este al Casei Regale, cu sprijinul statului, guvernului român, au făcut cadou castelului, că să totuși să se vadă cum a arătat acest loc foarte semnificativ pentru Casa Regală. La etajul 2 o să vedeți patul ei. Bine este că regina iubea să-și facă poze și așa avem ajuns, avem foarte multe poze. Deci și prin internet, dacă căutați și în cărți emise și în România, și aici se vin destul de multe cărți în care vedem pe pozele acestea cum arată Tenha Iuba. Cuvântul este cuibul liniștit, cuvântul este turcesc, a păstrat asta ce vroia, clima, a păstrat esența. Asta a fost Mahalaba turcă, da, zona, deja știți. Și ca un fel de, cred că cuvântul e omagiu. Omagiu, da. A făcut și un minaret. Aha, ok. Da, da, îl vedem. Înăuntru, în afară de dormitorul, da, mai mic budoar, încă o cameră, o să vedeți păstrate câteva icoane, mobilă, am spus. În general, la etajul 1 se desfășoară diferite expoziții. Da, mai ales expoziții la care sunt prezentate pictori din Bulgaria, din România,
tematică a acestor expoziții este Balcicul. Okay. Rar este altceva. Dar lângă dormitor o să puteți să vedeți și hamamul reginei, păstrată și cadă. Hai, să mergem! Să mergem! Hai. Am ajuns în partea cea mai sus al teritoriul castelului. Mai devreme am spus deja că Regina Maria a văzut încă un loc care i-a plăcut foarte mult și a putut să-l cumpere de către stat, sub ce formă amănunte nu știu, încă n-am ajuns la ele, dar locul grănicerilor. Să stăm mai încoace ca să trec oameni pe acolo. Ai. Locul unde se odihneau grănicerii. Acum, în prezent, este amenajat, i-a făcut acest loc ca loc în care puteți să veniți să dormiți, mai ales dacă faceți și nuntă, jos, la Nimfeum, pe urmă un restaurant, este și posibilitatea să vă cazați. Bineînțeles, nu numai pentru nuntă, chiar dacă vă doriți să aveți un sejur. Să ne îndreptăm spre cazarmele acum. După aceea o să coborâm din nou în zona cu cascada și ieșim pe drumul central și vrând, nu vrând, trebuie să plecăm în altă parte. Vrem, nu vrem. Da? Vrem! Vrem că vrem să ne plimbăm. Deci cazarma este aici? Da, cazarma a fost aici, a trecut prin anumite modificări, da, încă pe timpul reginei, după ce l-a cumpărat, că să pot oaspeții, că să pot copiii ei, fiindcă știți, nu era unul sau doi, cu familiile sale, să folosească această clădire. Mm-hmm. Acum, vedeți, este baza hotelieră. Pentru arhitectura, nu numai clădirii a castelului, ci și pentru remodificarea, da? Sau modificarea acestui clădiri, săgetei albastre, cu asta s-a ocupat arhitectul militar Ganesh, arhitect constructor și celălalt arhitect este Gaetan Denis, care a împlinit visul reginei. În câteva metri ajungem și în cealaltă parte, tunelul, cum îi spunem noi ghizii, al grădinei din Balcic. După aceea coborăm spre cascada și poarta centrală. Pentru informarea turiștilor, presupun că deja ați observat, dar peste tot unde sunt diferite specii, sunt indicatoare, tabele cu denumirea respectivei plante. Vă dați seama, altfel, oricât te-am ști, numai dacă ești botanic, poate știi pe toate. Da, dar, nu știu așa, cât se uită la denumirea lor. Da, atâtea specii, la atâtea specii e foarte bună idee să ai posibilitatea să citești. Sau poate devii și tu colecționar de cactus suculente da. Și alte flori. Și îți place un cactus și te uiți să vezi cum se numește. Da. Peste tot în grădină întâlnim simboluri. Simbolul religiei. În ultimii ani ai vieții sale, Regina Maria se retrage de către religia catolică
și devine parte de religia bahaică. Ați auzit de această religie? Am auzit, dar nu știu foarte multe. E foarte interesant, da. Din păcate nu știm toți foarte mult. Știm că este creată această, acest val de religie de către o persoană de naționalitate turcă și reprezintă un fel de unire a toate lucrurile bune din toate celelalte religii. Foarte umană, tolerantă, în prezent sunt în jur de aproape 1 milion de persoane pe tot pământul, ceea ce este foarte, foarte puțin. Deci e specifică religia. Și la vederea noastră, încă un loc foarte frumos cu niște broască țestoasă. Broască țestoasă, da? Nu una, nu două. După ce ne îndreptăm spre cascada, podul cascadei. Și pe aici? Ieșirea. Pe aici, pe unde putem, stați să vedem, pe aici s-ar putea să fie mai ușor cu scările. Da. Aici n-ai cum să filmezi. Nu, mai bine pe aici veniți. Tunelul, da. Tunelul e foarte plăcut, frumos, răcuros acum. Asta e tunelul. Păi și am ajuns și la finalul grădinii botanice. Cert este că noi ne-am plimbat destul de repede. Aici e clar că îți trebuie puțin timp să stai, să te odihnești, să admiri, să miroși. Mai mult timp. Mai mult dacă timp. Dacă vrei să simți asta ce a dorit să simtă și ce a putut să simte Regina Maria în castelul ei. Cu asta, da, cu asta a terminat plimbarea noastră în grădina botanică, în castel. În castel. Sper că v-a plăcut. Da. E foarte mult de povestit. E interesant fiindcă unele lucruri sunt prezentate sub o formă, altele altfel scrise. Dar ideea este una. Locul să continue să existe și după moartea reginei. Da. Vă mulțumesc pentru vizită și... Cu plăcere, continuăm. Vă aștept pe voi în Bulgaria.